Da, hai că și astăzi muncim de nu mai putem. La Neața cu Răzvan și Dani anunțăm poate primul concurs de comedie pe bune din România. Intră alături de noi producătorul Comedy Session, Radu Corlețeanu. Corlețeanu. Cu T, nu cu S, ok. Bună, Radu, te salut. Lasă, bună dimineața la toată lumea. Am înțeles. Ești un om al scenei. Luați un loc. Cine te-a trimis să saluți lumea? Radu, ce înseamnă Comedy Session? Păi ce să zic, în primul și în primul rând este un concurs de comedie. Ai zis-o bine. Da. Încercăm să aducem pe piață un concept nou de umor. Umorul verde. Dacă mă întreb ce e umorul verde, spun în două secunde. E un fel de umor bio. Un fel de umor bio, da, adică, în afară de ecologia care ne preocupă, este un umor verde, deoarece nu e nici tu alb, nici tu negru, nici tu british, nici tu... Este verde. Este un stand-up comedy în grup în care participă oameni obișnuiți, oameni care au avut curajul să intre în scenă. Românul s-a născut artist, yes. Așa e. Și dacă e un început, sperăm să fie un început bun, e lansarea. Sper băieții să nu se închilozeze pe scenă, dar am avut o încercare și a mers foarte bine. Se joacă pe echipe, e ca la campionatul de fotbal. Da, o echipă reprezintă Basarabia și o echipă reprezintă România. E bine. Ca să aflăm cum se desfășoară un astfel de spectacol, că în primul rând e un spectacol și în doilea rând e un concurs, chemăm alături de noi echipa 1, care astăzi joacă o mini-scenetă cu o temă, nu? O temă dată. Da. Și deci, doamnelor și domnilor, în premieră absolută, permiteți-mi să evit în scenă echipa care reprezintă România, care îi spune Penelopa a căzut în șanț. Nu e o păcăleală. Chiar a căzut în șanț, fiindcă un membru nu a ajuns. Bună ziua! V-am adus o floare. Da, să nu țineți spatele la camere. Da. Vă uitați acolo la oameni la televizor și spuneți ce aveți de spus. Vrem fata primarului! Ea e la noi! E un băiat la noi în sat. Vine primarul! Primarul! Deci, element de show cu figuri acrobatice și nu numai. Da. Avem pe cineva în audiență? Da, avem. Vă rog frumos să folosiți tot timpul microfone, ca așa e la televizor. Da? Știu că sunteți oameni obișnuiți. Da, un microfon! Ok. Așa. Gata? Nu? Audiența este cineva. Da, este aici, este. Da, nu-i. Haide. Uiată ce chigați! Și a doua echipă, dacă îmi permiteți, vine tocmai din Basarabia și băieților le spune antibiotic. Scuzați-mă, e 1 aprilie, de-aia vă iert. Până acum, practic, am tras 6 șuturi în fund, uite, 7 la domnișoara. Fund frumos, oricum. Deci, măi copii, la televizor, ia asta să vă explic eu un pic, mă. Ia joarda la palmă. La televizor, lucrurile se fac un pic altfel decât în stația de autobuz. Deci nu intrăm pe unde vrem noi, venim de aici dintre camere. Intrăm pe la intrare, unde a zis regizorul. Vorbim la microfon. Sau zi doar să mă supărați și iar o farsă și vă bat la palmă. Deci vă rog eu mult ca să și râd la faza asta, că la aia de din aur mai mult m-am enervat. Și tu ce mănânci de ești așa înaltă? Hai să facem un moment de televiziune, să râdă omul, să... Hello. Îi se ridice o sprânceană măcar, sau măcar să râgâie, dar să avem niște reacții. Că simt că nu facem televiziune. Hai să vedem numărul. Și vă rugăm muzica pentru antibiotic. Verde. Foaie verde. Welcome, Mr. Bomb.
dimineața, doamnelor și domnilor! Umorul verde te face să te simți liber și plin de fantezie. Par exemplu, Radu și-a luat un trabant, l-a vopsit verde și în el, fetelor, face minuni. Priviți cu atenție scena! Mulțumesc mult, băieți! Comedy Session, doamnelor și domnilor, un moment artistic. De ce vreau să spun, Răzvan, nu este deloc... Eu sunt Dani, să știi. Mi-e de scuze, eu sunt Radu. Okay. Salut! Acest show este inedit prin faptul că spectatorul, publicul spectator care vine la acest show sunt oameni obișnuiți și da. În momentul în care se identifică cu băieții care urcă pe scenă, care sunt și ei oameni obișnuiți, se apare elementul de show și oferirea spectacolului pe care nu o poți prinde decât acolo. Sperăm că am convins cât de cât publicul spectator. Da. Și pe voi. Deci eu nu m-am râs de... Nu mă, iertați-mă, trebuie să fiu sincer la televizor, nu pot toată ziua să zic că îmi place ce văd. Pentru că tu nu ești un om obișnuit, Dani. Adică, Radu, ca să-ți explic, mi-a semănat foarte mult cu ce a jucat amărâtul ăsta la cât să fi fost, 95 la Casa de Cultură a Sindicatelor din Reșița, nu vreau să vă jignesc. Când eu eram roata de la tren și el era un fel de domnul Goi al zilelor noastre. Deci semăna foarte mult cu chestia aia, cam tot ce ați făcut, doar că ați băgat un trabant de care a râs lumea. Îmi cer scuze, nu vreau deci să... Te-am considerat că inițiativa de Comedy Session a pornit de la tine? De la... Nu e adevărat, nu are nicio legătură. Dar m-am simțit ca la sărbarea școlară, fetele foarte frumoase însă și mi-a plăcut și dansul. Când se întâmplă să știu când să nu vin la spectacol ca să... Să știți că mă este... duc la un film bun. Ok. Pentru lumea care este interesată și știu cu ce se mănâncă aceste bucate, așteptăm la Bellagio. Da. Astăzi la ora 8, lansarea Comedy Session. De 1 aprilie ați spus-o bine, aici trebuie să recunosc că ați avut mână. Și puteți considera că v-am păcălit, show-ul de fapt este foarte bun. Și dacă ne onorați cu prezența, eu sunt convins 100% că vă convingem. Eu nu vă cred acum, trimiteți și mie o filmare cu ce se întâmplă diseară, că bănuiesc că faceți treabă totuși acolo. Doamne ajută să nu fie asta show. Doamne ajută, Doamne ajută. Mersi frumos. Mulțumim tare mult, Comedy Session în București. Vlăduț a rezolvat partea cu aluatul. Ăla de a căzut pe jos e la mine, mă mai joc eu cu el din când în când. Asta este varianta B. Vlăduț a adăugat mărar, ulei și sare, că i-am uitat ulei. Ulei și sare, exact. E foarte important la frământat întotdeauna. Sare e obligatorie în orice preparat care conține în special făină în aluat, cum am spus puțin mai devreme. Și a făcut umplutura. O umplutură. Exact, am făcut o umplutură. De fapt, ceea ce voi prepara astăzi sunt ca niște scovești, ca niște gogoși, ca niște, să le spunem așa, picante, cu o umplutură din praz pe care l-am tras în foarte puțin ulei de măsline, astfel încât să rămână ușor.